Bună ziua, doamnelor, domnilor și dragi copii! Azi, la școala de televiziune Dicție.ro, vorbim despre cel mai discutat subiect din ultimele zile. A fost sau nu Elon Musk la noi în România? Înainte, ar trebui să vă explicăm cine este Elon Musk și de ce ar fi atât de importantă vizita lui la noi în țară. Potrivit Forbes, Elon Musk este cel mai bogat om de pe planetă. Câți bani are? Peste 200 de miliarde de dolari. De fapt, acum are cu 44 de miliarde mai puțin, pentru că atât a plătit să cumpere aplicația Twitter. De unde are atâția bani? Cei mai mulți bani vin de la compania sa de mașini Tesla. Acum este ușor de înțeles de ce e importantă vizita lui în România. Este urmărit de milioane de oameni de pe glob și are în jurul său alți oameni de afaceri pe care țara noastră ar dori să-i atragă, să nu mai vorbim despre promovarea turistică a castelului Bran. Dacă venea șeful Tesla, alte milioane de turiști ar fi venit să ne viziteze țara. Din păcate, Elon Musk nu a venit în România la castelul din Transilvania, despre care scriitorul Bram Stoker a scris că este casa personajului Dracula. A postat pe rețeaua de socializare Twitter o fotografie alături de mama lui de la o altă petrecere de Halloween organizată la New York. Atât pentru azi, eu sunt Iosif, numai bine, pe curând!